Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Doctorul Minune, episodul 24. Ali și Nazli s-au întâlnit într-un loc retras din spital. Amândoi sunt emoționați și fericiți că au devenit iubiți. Ali propune să stabilească niște reguli pentru a le fi mai ușor să se înțeleagă. Când se ridică să plece, aproape se lovesc unul de celălalt, iar Ali dă un pas în spate pentru a se îndepărta de Nazli, dar nu se îndepărtează. A făcut un progres și poate să stea mai aproape de ea. Mai târziu, se întâlnesc pentru a vorbi despre regulile la care s-au gândit. Nazli are o singură regulă, să nu spună nimănui despre ei până când se vor obișnui cu relația lor. În schimb, Ali are o listă de reguli lungă de 2 pagini. Când Ferman îl întreabă cum mai merge prietenia cu Nazli, Ali îi răspunde că nu poate vorbi despre asta, dar Ferman își dă seama că sunt împreună și se bucură pentru ei. Kivilcin îi spune lui Beliz că este însărcinată. Beliz este dispusă să îi dea orice ca să nu păstreze copilul. Kivilcin îi spune că dacă îi dă 50% din acțiunile spitalului, atunci poate se va gândi la varianta avortului. Ferman o confruntă pe Kivilcin pentru a-i da de înțeles că Beliz are mai mulți susținători și nu îi va putea lua conducerea. O amenință că își va da demisia și împreună cu el vor pleca și Adil și toată echipa lui. Seara, Ali și Nazli ies la prima lor întâlnire la restaurant. Ali este tensionat și și-a pregătit o listă cu subiecte de conversație și o glumă. Când li se aduce mâncarea, Ali devine agitat când vede că sunt murături în salată. Din greșeală lovește tava chelnerului și o sticlă de apă aproape o lovește pe Nazli în față, dar el o prinde la timp. Nazli încearcă să-l calmeze și să-l asigure că este în regulă, dar el fuge dezamăgit că a ruinat întâlnirea. Nazli își dă seama că relația lor nu va fi deloc ușoară. Următoarea zi, Ali îi spune lui Adil că sunt iubiți și cât de dezastruoasă a fost prima lor întâlnire. Adil îl asigură că așa sunt de obicei primele întâlniri și îi spune că dacă vrea să o facă fericită, nu trebuie neapărat să o ducă la un restaurant, ci este suficient să facă un gest sincer și să îi arate că o prețuiește. Ali este mai optimist după discuția cu el seara, o invită pe Nazli acasă la el și urmăresc un film împreună. O întreabă dacă ar fi de acord să stea acasă în loc să meargă la restaurante sau la maluri, iar Nazli îi spune că și ea este mai fericită așa. Petrec o seară plăcută împreună și din nou Ali nu se retrage când Nazli își pune capul pe umărul lui. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.